Da, Sagittare, nu s-a dat comanda. De partea cealaltă. Încă n-a murit nimeni, e bine. Sarmații încetează, se retrag. Sarmații se retrag. Iarăși pe centru, legiunea 6-a Ferata, împreună cu legiunea 4-a Flavia Felix. Înaintează. În fața lor se găsesc acei dragi veniți de la sud de Carpați. Urmează un atac și în flancul drept, acolo, legiunea 5-a Macedonica. Iarăși o regrupare a trupelor, de data asta cred că urmează un atac comun al tuturor. Romanii, spuneam, pregătesc un atac în forță. De data asta toate legiunile vor porni. Iată atacul final, acolo să vedem cine pe cine, cine mai rămâne în viață. Iată că mulți morți și într-o parte și în alta, și daci și romani. O parte dintre dracone, acei purtători de stindarde, se retrag alături de căpetenile lor în munți, lăsând în urmă trupurile atâtor daci uciși. Mai este acolo unul care fuge și el sau nu, încearcă să reziste. Se caută printre morți acolo împăratul Traian. Se pare că este mulțumit. Puținii daci rămași în viață vor pleca în zonele de nord, acolo dacii liberi.
Însă morții nu trebuie lăsați aici să nu răcească, fie că sunt daci, barbari, romani. O să-i înviem pe toți. Și, maestre, te rog, muzica. Scoală, băi! Cerule, îndrăgătește-te, vine acasă un vitraz petrecut de zâne azi, pe cărarea cercuită cu flori albe împodobită. Deschide-te, cerule, îndrăgătește-te, la o parte stelelor să înălțăm un luptător pe câmpul cu sânzie. Bătălia s-a încheiat așa cum se încheie de fiecare dată o bătălie aici la Festivalul Roman Apulu cu ploaie. Trupele o să vă salute, se vor saluta între ele tradiționalul salut al bătăliei finale. Nu uitați, și mâine o să fim aici cu ceremonia de închidere, o paradă. Haideți să vă prezint asociațiile, trupele, înainte de salutul final.